Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Între timp, situația din Ucraina este tot mai rea. Șeful armatei britanice le-a spus trupelor sale că trebuie să se pregătească să lupte din nou în Europa. În efortul de a învinge forțele lui Vladimir Putin, există acum un imperativ arzător de a forja o armată capabilă să lupte alături de aliații noștri și să învingă Rusia în luptă. Noi suntem generația care trebuie să pregătească armata pentru a lupta din nou în Europa, a declarat Sir Patrick, liderul Republicii Cecene. Ramzan Kadyrov a afirmat duminică că trupele formate din voluntari străini care luptă alături de forțele ucrainene au pierderi grele și că moralul lor a slăbit semnificativ. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a promis să recupereze de la ruși toate teritoriile despre care susține că aparțin Ucrainei, promițând să recucerească Marea Neagră. Nu vom ceda sudul nimănui. Vom returna tot ceea ce este al nostru, iar marea va fi ucraineană și sigură, a scris Zelensky într-o postare pe Telegram. SUA au transferat Ucrainei 1400 de sisteme antiaeriene Stinger și 6500 de sisteme antiblindate Javelin, a declarat Kira Rudik, liderul partidului politic ucrainean Golos. Rusia ar fi trimis un număr considerabil de trupe de rezervă la Severodonețk. Astăzi, mâine sau poimâine, vor trimite toate rezervele pe care le au, a afirmat Haidai. Guvernatorul Haidai mai precizează că rușii au preluat deja controlul asupra unei zone mari a orașului, care servește drept centru administrativ interimar al regiunii. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.